Poliția de frontieră a încheiat verificările la locul unde a căzut luni o bucată de rachetă. S-a întâmplat într-o livadă din orașul Briceni. Probele de acolo au fost ridicate și expediate procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Urmează ca procurorii să examineze racheta și să stabilească acțiunile ulterioare de investigație. Potrivit poliției de frontieră, două articole au stat la baza inițierii dosarului: încălcarea regulilor de zbor și livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv sau a altui dispozitiv cu efect letal. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că, indiferent de concluziile anchetei, Rusia este vinovată de astfel de incidente în țara noastră. Deja ancheta ne-a spune, face parte din arsenalul ăsta, face parte din sistemul de apărare aeriană a Ucrainei. Asta puțin contează. Contează un singur fapt. 24 februarie, Federația Rusă a început invazia asupra unui stat independent și a călcat în picioare toate regulile dreptului internațional. Este vina Federației Rusă, care a declanșat o chestie oribilă, un cataclism, da, în Europa, în secolul 21. Imaginile video realizate de camerele instalate la câteva gospodării din Briceni au surprins zgomotele puternice de cădere a bucăților de rachetă luni la ora 15:15. Nici o instituție de stat nu a comunicat până în prezent care este modelul și proveniența rachetei. În ziua de 31 octombrie la Naslavce au căzut bucăți de proiectil rusesc doborât de sistemul antiaerian ucrainean. Barajul Dnestrovsk, aflat la 10 km de sat, nu a fost distrus. Totuși au fost afectate transformatoarele electrice, componente aferente barajului ucrainean. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a inițiat atunci un dosar penal pentru aplicarea și detonarea unui dispozitiv exploziv cu efect letal.